Așa arată un fetus de 11-12 săptămâni, vârsta legală limită până la care se poate produce avortul. E un molaj în mărime naturală de 30 de grame cu mâini, ochișori și nas. La vârsta asta are deja înregistrate undele creierului, se zbate, înghite, se poate răsuci, are amprente, dă cu piciorul, e sensibil la căldură, la atingere, lumină, zgomot, își suge degetul și toate sistemele corpului funcționează. Când vedem un copil nou născut, spunem despre el că este o ființă umană care are toate caracteristicile, este un om în întregime. Un copil născut prematur la șapte luni este o ființă umană, este un om cu toate cele necesare vieții. Înainte de a se naște la șase luni, copilul în pântecele mamei lui are deja mâini, ochișori, nas, gură, piciorușe, este o ființă umană. Când copilul are 4 luni, el este o ființă umană, când are 3 luni, el este o ființă umană, când are 2 luni, de la concepție, el este o ființă umană. În săptămâna a șasea de la concepție, încep să se formeze degețelele, în săptămâna a șaptea de viață, încep să îi crească mâinile și piciorușele, în săptămâna a patra începe să bată inima de una singură. În prima zi de viață, intrauterină, copilul este o ființă umană, având toate caracteristicile de mai târziu, până și culoarea ochilor și a părului, imprimate în celulă, copilul născut. Având deja toate organele pe care le va avea și mai târziu, și nu este o ființă simplă, ci una foarte complexă. Dreptul la viață nu crește odată cu vârsta sau cu mărimea omului. Copilul este o ființă umană încă din momentul zămislirii. În România, sute de femei au fost consiliate în cadrul asociației Provita și au avut curajul ca însărcinate fiind să riște respingerea din partea familiei urea partenerului. Și cu riscul de a rămâne singure, au lăsat viața să crească în ele și să se nască respectând dreptul la viață al copilului. În acest sens, li s-a prezentat și un puternic argument. Argumentul de 30 de grame a salvat într-un an 188 de suflete. Astfel, Femeile însărcinate aflate în cumpă au fost informate despre ceea ce se petrece în interiorul lor acolo unde copilul crește liniștit și protejat. Dacă am așeza o fereastră pe burtica unei femei însărcinate, am vedea chiar acest argument prins în viață. Am vedea cum copilașul are deja la 11-12 săptămâni vârstă legală limită până la care se produce avortul, mâini, ochișori, nas, cum se zbate, înghite, se poate răsuci, are amprente, dă cu piciorul, e sensibil la căldură, la atingere, lumină, zgomot, și suge degetul și toate sistemele corpului funcționează și are deja registrate undele creierului. Femeii se pune în palmă acea păpușică mică și moale de cauciuc de 30 de grame și îi se explică toate acestea.